Sâmbătă, 21 mai, în cadrul secțiilor Muzeului Municipal vor avea loc o serie de activități desfășurate cu ocazia Nopții Muzeelor. Astfel, în intervalul orar 20:05, la secția de istorie și artă plastică va fi vernisată expoziția Câmpul Lungul în arta fotografică istorică și contemporană, marcând și un debut artistic al fotografului Mihail Oprescu. Muzeul Municipal Câmpul Lung are deosebită plăcere să invite publicul larg în data de 21 mai, în toate cele trei secții ale sale, la evenimente culturale deosebite organizate sub conceptul Noaptea Muzeelor. Astfel, la secția de istorie a Muzeului Municipal, începând cu ora 20, vom avea o expoziție de fotografie care va însuma fotografii vechi, cărți poștale cu imagini din Câmpul Lungul de altădată, în contrapunere cu Câmpul Lungul din ziua de astăzi, văzut prin ochii fotografului Mihail Oprescu. De altfel, artistul va debuta în această expoziție în lumea fotografiilor din Câmpul Lung. Și secția de etnografie și artă populară își așteaptă vizitatorii cu o expoziție artizanală, în cadrul căreia sunt prezentate piese de vestimentație din portul Mușcelean și tehnici tradiționale. De asemenea, mausoleul eroilor de la Mateiaș va fi deschis întreaga noapte pentru vizitatori. De asemenea, secția de etnografie și artă populară a Muzeului Municipal Câmpul Lung organizează tot în data de 21 mai o expoziție artizanală, o expoziție care va prezenta publicului larg obiecte de vestimentație tradiționale, portul popular Mușcelean, și de asemenea, cei prezenți la eveniment vor avea ocazia să vadă pe viu cum se realizează aceste piese de vestimentație, vor interacționa cu cele care încă mai cos în Câmpul Lung Mușcel astfel de ei, vor învăța ce înseamnă celebrul încreț de mușcel și de asemenea vor putea vedea cu ochii lor cum se confecționau altădată obiectele de vestimentație la războiul de țesut. Pe toată perioada Nopții Muzeelor și expozițiile de bază sunt deschise vizitatorilor, iar intrarea publicului la toate evenimentele organizate este gratuită.